plinind în viață pe noi, ne-a iubit unul pe altul. Astăzi suntem Hristos Domnulea, de preputine Hristos, să fim uniți ca frații, împingând calvarul vieții. În special cei care sunteți în anul întâi, dragi profesori, bine ați venit la Sfânta Liturghie de începerea anului academic. Îi mulțumim Preasfințitului pentru că a binevoit să se asocieze cu noi la această Sfântă Liturghie și îl rugăm să prezideze această Sfântă Liturghie, invocând binecuvântarea Domnului asupra fiecăruia dintre dumneavoastră pentru noul an academic. Fraților, să ne recunoaștem păcatele și să-i cerem iertare lui Dumnezeu ca să luăm parte cu demnitate și cu mult folos spiritual la celebrarea Sfintelor Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine
la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Gloria Iisus Dumnezeule atotputernic și veșnic, te rugăm, fă să crească în noi credința, speranța și iubirea, și ca să ne învrednicim a dobândi ceea ce ne făgăduiești, fă-ne să iubim ceea ce ne poruncești. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Ieremia. Așa vorbește Domnul. Strigați de bucurie pentru Iacob. Chiuiți de veselie pentru conducătorul neamurilor. Faceți să se audă. Aleluia! Și spuneți, Doamne, mântuiește-l pe poporul Tău și pe restul lui Israel. Iată, îi aduc înapoi din țara de nord. Îi adun din colțurile pământului. Printre ei sunt orbi, șchiop, femei însărcinate și care nasc. O mare adunare se întoarce aici. Ei vin plângând și rugându-se. Îi conduc să meargă la torente de apă, pe un drum drept pe care nu se vor poticni. Pentru că eu voi fi un tată pentru Israel, iar Efraim va fi întâiul meu născut. Cuvântul Domnului. Domnul a făcut pentru noi lucruri minunate. Locuitorul Sionului din robie, ni se părea că visăm. Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Se spunea printre neamuri, lucruri mari a făcut Domnul pentru ei, lucruri mari a făcut Domnul pentru noi și suntem plini de bucurie. Întoarce, Doamne, captivitatea noastră, ca păraiele în Negheb. Cei ce seamănă cu lacrimi vor se cera cu bucurie. Plecând, mergeau și plângeau, aruncând în pământ sămânța, venind se întorceau cu strigăte de veselie, purtându-și snopii. Domnul,
din scrisoarea către evrei. Fraților, orice mare preot este luat dintre oameni, pus pentru oameni în relațiile cu Dumnezeu, ca să ofere daruri și jertfe pentru păcate. El poate avea compătimire pentru cei care sunt în ignoranță și în rătăcire, întrucât și el este cuprins de slăbiciune și din cauza ei trebuie să ofere jertfe pentru păcate, atât pentru popor cât și pentru sine. Nimeni nu își ia singur această cinste, ci numai cel chemat de Dumnezeu, la fel ca Aaron. Tot la fel și Hristos nu și-a atribuit de la sine gloria de a deveni mare preot, ci i-a dat-o acela care i-a spus: Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. După cum se mai spune în alt loc: Tu ești preot în veci, după rânduiala lui Melchisedec. Cuvântul Domnului. Mântuitorul nostru Iisus Hristos a nimicit moartea și a făcut să strălucească viața prin Evanghelie. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. În acel timp, ieșind din Ierihon Iisus cu discipolii săi și cu o mulțime numeroasă, un cercetor orb, Bartimeu, fiul lui Timeu, stătea lângă drum. Auzind că este Iisus din Nazaret, a început să strige și să spună: Fiul lui David, Iisuse, îndură-te de mine! Mulți îl certau ca să tacă, însă el striga și mai tare: Fiul lui David, îndură-te de mine! Oprindu-se, Iisus a spus: Chemați-l! Și l-au chemat pe orb, spunându-i: Curaj, ridică-te, te cheamă! Iar el, aruncându-și haina, a sărit în picioare și a venit la Iisus. Iisus, întrebându-l, i-a zis:
ce vrei să fac pentru tine? Orbul i-a spus, Rabuni, să-mi recapăt vederea. Atunci Iisus i-a zis, mergi, credința ta te-a mântuit. Îndată și-a recăpătat vederea și îl urma pe cale. Cuvântul Domnului. Dragi studenți, dragi tineri angrenați în orice stadiu de dezvoltare personală, dragi profesori, excelența voastră, dragi confrați preoți, iubiți credincioși, în acel timp un cerșetor orb stătea lângă drum. Acel om din Evanghelie avea ochii acoperiți de neputința de a vedea și cerea într-o formă acută, adică cerșea să vadă pentru a păși pe drum, pentru că se afla lângă drum, cerșea să vadă jocul de lumini al zilei, cerșea să vadă frumusețea lumii, cerșea să poată vedea drumul care duce acasă spre a privi chipul drag al celor pe care iubește, cerșea vederea pericolelor pentru a-și apăra viața proprie și a celor de lângă el, și să se bucure de viață ca toți ceilalți. Orbul aștepta schimbarea vieții lui să pășească în lumină. În acest timp și voi, dragi tineri, la baza prezenței voastre într-o sală de studiu și la baza prezenței voastre în casa lui Dumnezeu, aveți această dorință de a schimba viața voastră, de a păși de lângă drumul acestei lumi neputincioase, în lumina cunoașterii intelectuale și în lumina cunoașterii divine. Trăim într-o lume schimbătoare sau a schimbărilor. Viața se schimbă zilnic. Se schimbă generații, papi, episcopi, preoți, președinți, guverne, structuri sociale, structuri educaționale, economice, ideologiile se schimbă, oamenii se schimbă, familia și fiecare persoană în parte se schimbă. Însă și viața voastră, dragi tineri, este supusă mereu schimbării. Parcă mai ieri erați în clasa întâi, buchisind primele litere. Astăzi pășiți pe treptele cele mai înalte ale cunoașterii, iar mâine veți fi în fruntea acestei lumi pentru a o conduce spre împlinire. Totul se schimbă. Mai ales timpurile se schimbă. Ce ziceți dacă facem o incursiune în timp? V-ați gândit vreodată cum va arăta viitorul peste 3 decenii? Îngrijorați sau nerăbdători? În primul rând veți observa că nu ați reușit să schimbați lumea. Dacă asta este frica voastră, puteți să stați liniștiți. Fiecare tânără generație primește această sarcină de la generația care la rândul ei nu a reușit să schimbe mai nimic. Suntem maestri în predarea ștafetei și am predat atâtea ștafete încât viitorul a ajuns să fie ciclic. N-am învățat mai nimic. La fel de intoleranți, conservatori, iubitori ai formei fără fond, timpul este resursa care este la dispoziția tuturor. Este un dar comun primit de la Dumnezeu, dar din păcate este o resursă neregenerabilă. Și să nu uităm ce spune scriitorul Octavian Paller, timpul are prostul obicei de a fi irreversibil. Poți da timpul înainte, în așteptarea zilelor de weekend pentru a ieși cu prietenii sau colegii, dar nu mai poți da timpul înapoi,
pentru a investi în tine atunci când realizezi că puteai face mai mult. Aveți 20 de ani, plus minus, nu știu dacă fără griji și fără bani. O viață are în medie undeva la 25.000 de zile, iar voi mai aveți încă aproximativ 17.000 de zile. Priviți ce șansă aveți! Chemați-l! Și l-au chemat pe orb spunându-i, curaj, ridică-te și te cheamă! Iar el, aruncându-și haina, a sărit în picioare și a venit la Iisus. Curaj, dragi tineri, ridicați-vă! Hristos vă cheamă la El prin toți cei care vă însoțesc pe drumul vieții, părinții, dascălii voștri, prietenii și toți cei care apar în viața voastră. Hristos dorește să vă dăruiască lumina pe care o căutați de 8.000 de zile. Aruncați-vă haina trecutului și în cele aproximativ 17.000 de zile pe care le aveți la dispoziție să vă bucurați de prezența și lumina lui Dumnezeu și de prețuirea celor din jurul vostru. Curaj, dragi tineri, permiteți-vă ca în timpul pe care l-aveți în dar să fiți oameni și să vă exteriorizați cu bune și cu mai puțin bune, cu emoții și sentimente. Hristos vă deschide ochii în fiecare clipă, prin tot ceea ce trăiți, prin toți cei pe care îi întâlniți și mai ales la confesional și prin Sfânta Euharistie. Curaj! Deschideți ochii, fiți atenți la glasul lui Dumnezeu, fiți atenți la oameni, la situații, la conjuncturi. Dacă există o speranță cât de cât credibilă, numai de la generația voastră poate veni. Deschideți ochii. Vi s-a tot vorbit despre latura profesională în ultimul timp. Într-o zi, veți trage o linie în viața voastră, iar atunci nu vor mai conta banii pentru care ați trudit și nici funcțiile înalte pe care sunt sigur că le veți avea. Ce veți prețui atunci va fi iubirea pe care ați răspândit-o în jurul vostru. De aceea, fiți eroi, nu victime. Fiți soluții, nu probleme. Fiți exemple, oameni integri. Fiți oameni puternici. Căutați să-i ridicați pe cei din jurul vostru, pentru că oamenii puternici nu doboară, ci înalță pe ceilalți. Și dacă într-o zi veți eșua, ceea ce se va și întâmpla, găsiți-vă motivația, puterea în Hristos, care s-a ridicat de 3 ori cu crucea în spate, ca să mergeți mai departe. Motivați de gândul că planul lui Dumnezeu pentru viața voastră este mai măreț și mai important decât cel mai grandios vis al vostru. Și dacă îl puneți pe El pe primul loc în tot ceea ce faceți, nimeni și nimic nu-L poate opri pe Dumnezeu să-și împlinească planul Său cu privire la viața voastră. Toți se așteaptă de la voi să schimbați lumea. Într-o societate egoistă, nu trebuie să schimbăm lumea, ci trebuie să o transformăm. Așa cum a făcut Hristos, nu i-a schimbat ochii orbului din Evanghelie, ci a transformat întunericul său în lumină. Așa cum a făcut Hristos, a transformat pâinea și vinul, le-a păstrat partea materială, exterioară, intactă, dar le-a transformat interiorul, semnificația. Așa cum a făcut Hristos, ne-a transformat pe noi din păcătoși în sfinți. Așa cum a făcut Hristos, ne-a transformat viața trecătoare în viață veșnică. Dacă toți ne cer să schimbăm această lume, Dumnezeu ne invită să o transformăm, iar această invitație ne provoacă să ne întrebăm fiecare, dar și împreună, de ce să fim lipsiți de egoism când putem să fim generoși? De ce să fim doar morali? Să respectăm un set de reguli, astfel încât să nu le facem rău celor din jur, când putem fi cu adevărat creștini, copii ai lui Dumnezeu, și să iubim pe cei din jurul nostru și să facem binele, nu doar să nu facem răul. De ce să ne autolimităm la nota 5, când putem să fim niște oameni de nota 10,
ca să putem fi oameni de nota 10 și creștini de nota 10, vă invit, dragi tineri, să vă ancorați în exemplele frumoase și grăitoarele tezaurului nostru de credință. Vă propun să priviți la fericitul Pier Giorgio Frassati, care s-a născut în Italia într-o familie burgheză. Tatăl său a fondat vestitul cotidian italian La Stampa. Tatăl său a fost senator și apoi ambasador al Italiei la Berlin. Încă din studenție, Pier Giorgio s-a făcut cunoscut prin viața sa spirituală profundă, dragostea sa pentru sport, pentru prieteni și pentru cei săraci, lucruri care au făcut din el un model pentru tineri. Odată a dăruit pantofii săi unui copil de sculți care fusese alungat în stradă pentru că a cerut de pomană. Altă dată s-a întors acasă pe jos pentru că a dat unui bătrân biletul său de tren. Cu ocazia absolvirii, a primit de la tatăl său o sumă de bani cu care a închiriat o cameră pentru o bătrână alungată din apartamentul ei. Apoi a procurat un pat pentru un bărbat bolnav de tuberculoză și pentru 3 copii a unei văduve bolnave și îndurerate. A fost membru în multe organizații și s-a angajat în răspândirea lor. S-a înscris în Federația Studenților Catolici Italieni. A aderat la Partidul Popular, o organizație politică ce răspândea învățăturile bisericii. A fost membru activ în mișcarea Milites Marie, parte a acțiunii catolice, pe al cărei program l-a urmat până la moarte, rugăciune, acțiune și sacrificiu. Pier Giorgio a fost lovit de un atac acut de poliomelită, boală pe care a contactat-o, spun medicii, de la bolnavii de care se ocupa. A murit la vârsta prematură de 24 de ani. Milioane de oameni au participat la funeraliile sale. Multe persoane erau dintre săracii și nevoiașii de care se ocupase el într-un mod atât de altruist. Vocația sa de laic creștin s-a consumat prin multiplele sale implicări asociative și politice într-o societate ca și a noastră aflată în creștere, indiferentă și uneori ostilă bisericii. S-a angajat să-L iubească pe Hristos văzându-i în El pe frații pe care îi întâlnea sau căuta în locurile de suferință, de marginalizare și de abandon, pentru a-i face să simtă căldura umană a solidarității și confortul supranatural al credinței în Hristos. Un om, un creștin, un tânăr, un student și un misionar al cărității de nota 10+. Sfântul Părinte ne amintește astăzi, în Ziua Mondială a Misiunilor, că toți suntem misionari. Invitându-ne prin tema luată din Faptele Apostolilor, nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și auzit, să privim la ucenicii lui Iisus, care erau oameni de nota 10. Este o invitație pentru fiecare dintre noi să luăm asupra noastră și să facem cunoscut ceea ce purtăm în inimă. Această misiune este și a fost mereu identitatea Bisericii. Și pentru că voi, dragi tineri, sunteți speranța societății, a bisericii și a familiei, cu alte cuvinte, speranța lumii, sunteți cei mai activi misionari în lumea de astăzi, sunteți ambasadorii iubirii, ai frumosului, ai vieții, ai curajului, ai speranței pentru fiecare dintre noi. Sfânta Tereza a Pruncului Iisus este numită patroana misiunilor, deși ea nu a plecat niciodată din mănăstire. Misiunea ei a fost consumată în mănăstire, în acest loc de credință, în această școală a iubirii. Devotamentul, dragostea și rugăciunea au constituit catedra de la care ea a învățat pe milioane și milioane de suflete să se apropie de harul și milostivirea divină, lucru care o califică pe Sfânta Tereza în procesul de vindecare și de salvare a umanității pierdute contemporane. Mi-e sete. Într-o zi, Tereza se afla în fața altarului din catedrală și se ruga cu privirea țintită asupra mâinii drepte a răstignitului din care curgea sânge și aude vocea lui Iisus în inima ei care striga, mi-e sete. Ea a înțeles că Iisus este însetat după iubirea oamenilor, după iubirea noastră. Și dumneavoastră, dragi dascăli, sunteți asemenea Sfintei Tereza, niște misionari de la distanță,
Pentru că așa cum această învățătoare a bisericii stătea în mănăstire răspândind de la pupitrul iubirii și al credinței în întreaga lume atâta dorință de cunoaștere a lui Dumnezeu, și dumneavoastră stați în școală, răspândind de la catedra academică atâta dorință de cunoaștere a tainelor acestei lumi și a adevărului, care ne conduce în ultimă instanță la ființa supremă, Dumnezeu. Mi-e sete. Într-o zi și dumneavoastră, dragi maestri ai cunoașterii, ați auzit vocea acestei societăți, vocea atâtor cugete care strigau însetate de cunoaștere, de împlinire, mesete. De cele mai multe ori în taină, asemenea Sfintei Tereza, vă bucurați de roadele dumneavoastră, privind la nenumăratele generații de tineri studenți cărora le-ați umplut intelectul, dar și sufletul, și pe care ați trimis în lumea largă pentru a o transforma într-o lume mai bună. Așa cum Dumnezeu a trimis o istorie pe Sfânta Tereza, pentru ca și ea să participe la vindecarea și salvarea umanității pierdute, la fel va trimi și pe dumneavoastră, dragi dascăli, în istoria vieții noastre, pentru a participa la transformarea acestei lumi. Doar prin educație vom vindeca și salva această umanitate care pare pierdută. Ce frumos spunea Papa Francisc astăzi la Angelus că Bartimeu era orb, dar putea vorbi. A început să strige și să spună: Fiul lui David Iisuse, îndură-te de mine! Mulți îl certau ca să tacă, însă el striga și mai tare: Fiul lui David, îndură-te de mine! Viața și faptele voastre, dragi studenți și profesori, să fie un strigăt continuu menit să vestească milostivirea lui Dumnezeu în mijlocul unei lumi paralizate de descurajare, ură și egoism. Mergi! Credința ta te-a mântuit, este trimiterea lui Iisus. Mergeți, dragi dascăli și studenți, credința în Dumnezeu, în valorile creștine, în valorile și principiile edificatoare ale acestei lumi, vă mântuiește, vă eliberează, vă salvează pentru totdeauna. Mergeți să transformați această lume și să o salvați. Cu vederea recăpătată, vă invit pe toți să-L urmăm pe cale pe Hristos, izvorul luminii și al cunoașterii, și să-I cerem binecuvântarea sa pentru ca fiecare dintre noi să privim în direcția adevărului și a iubirii în noul an academic, dar și în această perioadă grea, în această perioadă greu încercată, pentru a ne îndeplini cât mai bine rolul activ de misionari și ambasadori ai speranței în această lume. Amin. Ne mărturisim credința: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul,
care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin profeți. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, să ne rugăm acum Tatălui veșnic și să-i cerem prin Hristos, Fiul Său unul născut, tot darul și binecuvântarea în Duhul Sfânt pentru toți studenții și profesorii și să-i prezentăm intențiile noastre spunând împreună: Doamne, ascultă rugăciunea noastră! Pentru ca biserica să fie un loc de convertire și de vindecare pentru toți oamenii care suferă de pe urma păcatului și a răului din lume, noi te rugăm. Doamne, ascultă rugăciunea noastră! Pentru ca papa, episcopii și preoții să fie instrumente vii și docile în transmiterea mesajului evanghelic sub lumina și călăuzirea Duhului Sfânt, noi te rugăm. Doamne, ascultă rugăciunea noastră! Pentru ca profesorii și studenții, în munca lor de formare intelectuală și umană, să descopere în Hristos modelul unei vieți puse în slujba aproapelui, noi te rugăm. Doamne, ascultă rugăciunea noastră! Pentru ca toți misionarii din întreaga lume să fie călăuziți și însoțiți de harul Tău în transmiterea și trăirea cuvântului evanghelic, izvor de iubire, bucurie și unitate, noi te rugăm. Doamne, ascultă rugăciunea noastră! Pentru bolnavii, mai ales în această perioadă a pandemiei, te rugăm, vindecă și dă-le speranța unei vieți senine. Binecuvântează munca personalului medical în misiunea de susținere și salvare a vieții umane. Noi te rugăm. Doamne, ascultă rugăciunea noastră! Pentru ca toți creștinii răposați să se bucure alături de Sfinții Tăi în fericirea veșnică, noi te rugăm. Doamne, ascultă rugăciunea noastră! Părinte atotputernic și îndurător, revarsă, te rugăm, darul Duhului Tău Sfânt asupra tuturor tinerilor și asupra celor care îi educă, pentru ca luminați și întăriți de El să caute cu stăruință adevărul și să-L înfăptuiască în viața lor cu bucurie. Prin Hristos, Domnul nostru. Ostiile. Îți oferim, Doamne, ostiile ce urmează să fie consacrate pe altar, semn fizic al prezenței Tale între noi, și te rugăm ca, împărtășindu-ne cu trupul Tău, să ne umpli de prezența Ta, întărindu-ne în lupta cu cel rău. Colacul și vinul. Îți oferim, Doamne, aceste daruri, simbol al muncii oamenilor, care prin puterea Duhului Sfânt vor fi transformate, înțelegând că doar Tu, Creatorul nostru, poți desăvârși orice rezultat al eforturilor noastre omenești. Biblia. Îți oferim, Doamne, Sfânta Scriptură, rugându-te să Te inspiri mințile și inimile pentru a descoperi în cuvintele ei mesajul Tău de dragoste și călăuzire pentru drumul vieții noastre. Lumânarea. Îți oferim, Doamne, această lumânare, mulțumindu-ți pentru toată lumina pe care ai sădit-o în noi și rugându-te să ne aprinzi cu iubirea Ta
pentru a putea lumina calea celor care ne întâlnesc către tine. Carnetul studențesc, cărțile, materialele de studiu. Îți oferim, Doamne, simbolurile acestui an universitar pe care l-am început, încredințându-ți parcursul nostru uman și intelectual, conștienți fiind că acolo unde tu picuri harul, trăinicia edificiului nostru interior capătă valențe de cer. În semnele asociațiilor pentru tineri care activează la catedrală, îți oferim, Doamne, aceste însemne, simboluri ale dorinței de a ieși din anonimat, punând în slujba ta și a celor din jur toți talanții pe care i-ai investit în noi, astfel încât, prin implicarea în grupurile cu care simțim că rezonăm, să ne îmbogățim reciproc și să coborâm o părticică din împărăția ta aici, pe pământ. Globul, rozariul misionar, cămașa din coasta de Fildeș. Îți oferim, Doamne, aceste simboluri misionare, rugându-te să ne statornicești pașii pe calea care duce către cer, astfel încât, prin deschiderea și mărturia de credință reflectate în acțiunile noastre zilnice, să devenim misionari acolo unde tu știi că este o tot mai crescândă sete a oamenilor de a te cunoaște. Buchetul de flori. Îți oferim, Doamne, acest buchet ca simbol al tuturor intențiilor curate, trăirilor autentice, deciziilor înțelepte și faptelor bune, pe care le vom săvârși atât în acest an universitar, cât și în viața de zi cu zi, rugându-te să le îmbraci pe toate în culorile veșniciei și să le înmiresmezi cu parfumul divin al prezenței tale.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Privește cu bunăvoință, Doamne, la darurile pe care le aducem Maiestății Tale, pentru ca ceea ce se săvârșește prin slujirea noastră să fie înainte de toate spre mărirea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Hristos Domnul nostru. El, milostivindu-se de rătăcirile omenești, a binevoit să se nască din Fecioara Maria și, îndurând chinul crucii, ne-a eliberat de moartea cea veșnică. Iar înviind din morți, ne-a dăruit viața fără de sfârșit. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi Tale, zicând fără încetare. Thank you.
adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. Darea ta cum audă chemarea ta.
copile, ești alesul meu. Către frații tăi, trimisul meu, te voi lumina pe cale și în bucurii și jale. Zimne drumul tău, voi aprinde în tine Duhul meu. Cu daruri brațele-mi sunt pline pentru oameni, pentru tine. Să ne rugăm.
Te rugăm, Doamne, ca tainele Tale să-și împlinească în noi menirea sfântă, pentru ca realitățile veșnice pe care le celebrăm acum în mod tainic să se dezvăluie odată privirilor noastre, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Vă rog să luați loc. Doresc să-i mulțumesc astăzi lui Dumnezeu și vă rog să vă alăturați mie acestei mulțumiri pentru că Dumnezeu ne-a adus împreună și pentru binecuvântările pe care Dumnezeu le revarsă zi de zi asupra noastră și în mod cu totul deosebit pentru acest nou an academic. O mulțumire o adresăm și preasfințitului Iosif, episcopul nostru care a prezidat această sfântă liturghie și mulțumim totodată pentru suportul pe care ni-l oferă ca un adevărat tată. Le mulțumim preoților din altar care, într-o formă sau alta, sunt implicați și în pastorația tinerilor care sunt în Iași sau sunt, într-o formă sau alta, asistenți spirituali. Un gând de mulțumire deosebit părinților care sunt absenți fizic aici, dar ne urmăresc, bănuiesc online, părintele Lucian Farcaș, primul capelan universitar, și apoi părintelui Fabian Doboș, al doilea capelan universitar și predecesorul meu. Dar o mulțumire deosebită aș vrea să vă adresez dumneavoastră, dragi studenți, pentru implicarea atât de frumoasă și plină de entuziasm pentru pregătirea acestei sfinte liturghii și pentru toate momentele pe care le-am trăit și le vom trăi împreună. Indiferent că sunteți în Asociația Studenților Catolici, indiferent că sunteți în Acțiunea Catolică, indiferent că sunteți în grupul TZ, indiferent că sunteți în corul juvenesc care atât de frumos ne-ați înălțat astăzi sufletele. Doar pentru câteva clipe doresc să vă mai rețin atenția. Urmează ca din săptămâna ce urmează să reluăm activitățile specifice capelaniei universitare. Luni seara la ora 9 în căminul Dominic Savio din Bularga se va relua cateheza, lunea seara la ora 9. Apoi joia la ora 9 seara se face adorație, mai puțin în prima joi de lună, când se face aici în catedrală cu toți tinerii din Iași. Duminica întâi din lună întotdeauna este acordată spațiului liturghiei pentru studenți, de aceea în prima duminică din lună la ora 4 întotdeauna va fi liturghia pentru studenți. Pentru că este și o liturghie deosebită pentru cei de limba engleză, o să le spun câteva cuvinte în engleză, să știe și ei că în fiecare duminică la ora 12 în Catedrala Mică va fi o liturghie în limba engleză și sunt bineveniți și ceilalți, chiar dacă nu sunt studenți. I'd like to thank you for coming to this welcoming mass, and I would like to let you know about the English mass. There is an English mass every Sunday starting this coming Sunday or next Sunday at midday at 12. I'd like to thank you for coming, and we assure you about our support for you and for our prayers for you. Thank you for coming. Acum aș dori să închei prin faptul că vă invităm la subsolul catedralei pentru o scurtă recepție și în felul acesta ne vom cunoaște și în felul acesta totodată îi vom introduce și pe cei care sunt în anul întâi de facultate. Îi dau acum cuvântul preasfințitului Iosif. Înainte de binecuvântarea finală, dragi studenți și dragi profesori, vreau să spun că mă bucur să fi fost prezent astăzi la Sfânta Liturghie de început de nou an universitar. Sunt conștient și aș vrea să fiți conștienți și voi toți cât de importantă este pregătirea voastră și umană și intelectuală și spirituală și creștină în anii de studenție pe care îi parcurgeți acum. Chiar și în condițiile grele de pandemie, online. Mâine, poimâine, veți intra cu diferite slujiri, servicii, veți lucra cu oamenii, pentru oameni și între oameni.
O abordare neserioasă a perioadei de studenție cu siguranță va duce mâine, va aduce prejudicii muncii voastre între oamenii, între oameni și cu oamenii. Am auzit sloganul "Noi muncim, nu gândim." E cât se poate de nociv, nu așa, ci noi gândim, învățăm, studiem ca să muncim bine și în mod eficient. Vă îndemn de aceea stăruitor, învățați bine, învățați conștiincios, învățați cu responsabilitate, învățați nu pentru note la examene, și pentru ele poate, dar nu pentru acest lucru să învățați vreodată, ci pentru viață. Nu doar pentru voi, ci și pentru alții, pentru oamenii în mijlocul cărora veți lucra la capătul pregătirii voastre. Toți ne dorim o națiune sănătoasă, o țară înfloritoare. Pentru aceasta învățământul trebuie să fie la înălțime, iar voi să luați în serios pregătirea voastră integră. Dacă vă veți pregăti cu seriozitate, veți deveni oameni valoroși care vor lucra cu multă eficiență pentru edificarea unei societăți mai drepte, mai frumoase, mai fraterne, bazate pe valorile creștine și pe credința în Dumnezeu. Lăsați-vă călăuziți de profesorii voștri. Ei vă pot ajuta să creșteți frumos și să deveniți oameni împliniți. Luați în serios munca voastră de acum, deoarece lumea în care veți lucra mâine are nevoie de Dumnezeu și îl caută pe Dumnezeu. În ciuda siguranței de sine pe care o afișează mulți în lumea noastră, oamenii, să știți că au nevoie și au în sufletele lor atâta nesiguranță, temeri, temeri mari, chiar frici ascunse și o acută lipsă de sens care îi face de multe ori să intre în derivă. Dragi profesori universitari, care sunteți prezenți la această sfântă celebrare sau care ne urmăriți în transmisie directă pe internet, dumneavoastră vă doresc să fiți îndrumători înțelepți și călăuze devotate pentru tinerii care vă sunt încredințați spre formare. Avem nevoie unii de alții pe drumul vieții, avem nevoie mai ales de Dumnezeu. Totdeauna avem nevoie de Dumnezeu. În orice zi, în orice clipă, El, Dumnezeu, este Cel care ne poate conduce spre o creștere armonioasă, spre desăvârșire, spre mântuire. Să mergem cum ne îndeamnă Papa împreună, încrezători. Vă invit pe toți să începeți noul an universitar în numele lui Dumnezeu. Vă asigur de sprijinul rugăciunilor mele și ale credincioșilor noștri. Dumnezeu să vă călăuzească pe drumul anevoios, dar și frumos al formării umane, intelectuale, spirituale, creștine. Iar Maica Domnului, care este patroana diecezii noastre, patroana catedralei noastre, sfinții voștri patroni și îngerii păzitori, să vă ocrotească mereu. Mult curaj și succes tuturor! Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului.
vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.